Cum recunoști un om posedat față de un om cu probleme psihice? Uh, înainte... Se aude, da? Înainte de a răspunde la întrebarea asta foarte grea, acolo la final veți găsi... Întâmplarea face, de aia am și întârziat un pic, am trecut pe la tipografie și am câteva sute. Uh, veți găsi această carte, Reperele iubirii, care vindecă mare parte din problemele psihice și sufletești, pentru că tratamentul de bază este iubirea. Cele mai multe probleme vin din lipsă de iubire și uh, mai o chestie. Nu doar că nu sunt iubit, m-a interesat subiectul și l-am tratat, cele mai multe probleme le are un om care nu iubește pe nimeni. Fiți atenți! Avem în noi o mare nevoie de a iubi pe alții și pentru că nu împlinim nevoia asta de a iubi pe alții, ne îmbolnăvim. Și atunci, normal că există reciproca și primim ajutor și de la ceilalți. Deci o găsiți acolo la final, o să vă spun detalii despre ea. Noi suntem, v-am spus, cu Biserica în construcție, puteți să, ca un preț de referință, 25 de lei, dar puteți să dați până la 20.000 de euro cât aveți voi în buzunar. Cât aveți disponibil pentru așa ceva. Este destul de greu de făcut diferența între o problemă psihică și o posesiune demonică. De ce? Pentru că observăm, hai că să mă dau să-l văd și pe Dani, observăm că diavolul se ascunde în spatele unei boli fizice. Uitați-vă la femeia gârbovă, o ținea la 90 de grade de ani de zile. Cineva spunea, e medicală, e problemă medicală. Și ea era, era un diavol acolo, care îi ținea coloana strâmbă. Da? În altă parte, la copilul acela care, cu convulsie, îl ținea, zice, de câte ori, de când? Păi de când era mic? Și cum se manifestă? Păi uite, satan îl trântește de pământ, se izbește, se duce în morminte, face spume la gură, o formă de crize de epilepsie. Cineva spunea, o, oh, sigur, are, ori are meningită, ori are epilepsie. Iată, de data asta, diavolul se ascundea în spatele epilepsiei. Este un curent filozofico-religios care merge pe ideea asta că în spatele oricărei boli e un duh. N-aș merge până acolo pentru că sunt boli, de exemplu, dacă tu ridici o greutate mai mare decât poate duce coloana ta vertebrală. Eventual e duhul neînțelepciunii, că n-ai cântărit cu ochii prima dată, da? Deci este destul de greu, dar din manifestare ne dăm seama dacă este agresiv, dacă hulește numele lui Dumnezeu, dacă știu eu, e, e, e dificil. Cred că numai prin darul deosebirii duhurilor. Uitați-vă la, la Pavel. A venit și a spus, voi sunteți slujitorii Dumnezeului celui viu. Și a spus, taci și ieși afară din femeia asta. Iată că uneori se manifestă prin laudă, prin măgulire. Da? Deci are diverse forme, nu prea îți dai seama. Îl localizezi în trup. Se mută în psihe, îl localizez în psihe, se mută în spiritual, se, multă, se mută în, în biologic, deci e greu, doar cu darul deosebirii duhurilor, în opinia mea. Cum trec peste un eșec spiritual care mă face chiar să mă urăsc pe mine din cauza că nu m-am putut înfrâna? Uh, Dani nu văd de altceva decât un, uh, o persoană respectabilă și responsabilă un om indiferent și ignorant niciodată nu va trimite un astfel de, o astfel de întrebare. Poate că nu te-ai așteptat la răspunsul ăsta, da. Deci tu, e atât de mare licărirea, vibrația de Duh în tine, de Duh Sfânt, încât nu te lasă și zici așa, am fost dezamăgit de mine, eșecuri repetate, am greșit, am alunecat. da. Ei, hey, lucrul ăsta deja dacă ai scris mesajul ăsta și o să o vezi de mâine încolo, din seara asta, 50% din problemă e rezolvată. De ce? Pentru că ai ajuns în faza de vindecare care se numește confruntarea. Bun, acum, ce trebuie să înțelegi este că nu nu -mi surâde și nu-mi place ideea aia, fraza aia, care zice că mă urăsc pe mine. Nu e bine. De ce? Pentru că ai nevoie de ajutorul tău. Ai nevoie de demnitatea ta? Tu trebuie să-ți recapezi demnitatea. Că asta face satana. În, îți pune ispita în față, îți ia toată rușinea, păcătuiești și apoi îți dă rușinea înapoi. Și zice, acum du-te și mărturisește-te. Aici, pe mulți îi ține așa, da? Și atunci tu ai nevoie să ți se revendice demnitatea ta și onoarea. Ai nevoie de trupul tău să fie sănătos? Dacă nu te iubești, vei aluneca în supraponderabilitate, vei aluneca în, în anorexie, poate, că nu mănânci, că ești supărat pe tine. Am o întrebare aici, pentru voi depresivi, fete și băieți. Dacă ai o prietenă foarte bună și vine într-o zi și spune, draga mea, uite, te-am te -am bârfit, te-am vorbit atât de rău despre tine. Dar e prietena ta foarte bună, prietenul tău foarte bun. Ce faci? Îl ierți? Îl înțelegi? Îl ierți. Bun. În cazul ăsta, care ne-a scris, persoana aceea care a greșit ești tu. Tu te-ai dezamăgit pe tine, da? Bun. Dacă ai toleranță și har și îndurare față de persoana aia, prietena ta bună, păi prietene, milă mi de tine, dar de mine mi se rupe inima. Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Tu ai nevoie de sinele tău. Ai nevoie de mâinile tale, de gura ta, de mintea ta, de ochii tăi, de trupul tău să iei zile de post. Iubește-te. Renunță la ideea de a te urâ. Iubește-te. Știu că atrage o formă de autodispreț. Știu. Te uiți în oglindă și ți silă de tine. Dar revino, recalibrează-te emoțional și prinde puterea de a merge mai departe. N-am curajul să mărturisesc trecutul. Din cauza durerilor, abuz și greșeli. Mi-e teamă că voi fi privit cu alți ochi și, ca să, și că o să fie și mai greu să depășesc acestea, aceste situații. Iată un alt om inteligent și sensibil la nevoile celuilalt. S-ar putea, să zicem, abuzatorul, să fie cineva din neam. Și zice: cum să fac chestia asta? Păi află neamul. Să afle. Da? Adică tu trebuie să înțelegi un lucru, că nu vei fi liber niciodată toată viața, vei fi sclavul propriului trecut. Și mai o chestie. Diavolul are o strategie foarte șireată. Ne ține sclavi în trecut. Dar Dumnezeu este foarte generos. Și spune Sfântul Apostol Pavel, Domnul Iisus Hristos ne-a dat un viitor și o nădejde. Dragii mei, nu mai stați captivi în propriul trecut. Aia e pușcărie. Pușcăria propriului trecut. Reveniți-vă acum în prezent și orientați-vă spre viitor. Să nu-ți fie teamă să confrunți situația, să rezolvi problema aceasta și să mergi mai departe. Să găsești curajul de a mărturisi. Mai ales dacă ești victimă colaterală. Tu ești parte agresată, nu ești agresor. Și legile statului sunt în favoarea ta. O, oh, încă cum? Înțelegi? C și partea agresată, și victimă, și abuzat, și tot mie să-mi fie teamă, ba din potrivă. Dar vă recomand să vorbiți cu persoane competente, cu păstorul bisericii, deci nu discutați cu oricine. Dar confruntarea este primul capitol al vindecării. Până nu confrunți problema, tu nu vei avea parte de vindecare. Știu că nu ți-e ușor, știu. Dar. Domnul este acolo și vrea să te vindece. Domnul să te vindece El prin putere. Cum putem crede că Domnul a luat povara păcatelor noastre dacă încă simțim consecința lor? Interesantă întrebare, e și filozofică pe undeva. Știi de ce o simți? Din bun simț. Să zicem că eu am o datorie de un milion de euro. Da? Bun. Și vine cineva, un prieten, și spune, uite, îți plătesc eu datoria. Poftim. Eu nu mai am datoria. Păi dacă mă întâlnesc cu el așa, parcă mă... Dar cum mi-ai plătit-mă datoria? Păi da, e greu să accept. Mai ales, noi suntem, am fost 13 frați, unul dintre ei a murit. Și sunt între ea mari, sunt al cincilea. Și atunci, ea mai mici, noi suntem tentați. Avem uh, predispoziția în a ajuta. Când ni se face un favore foarte greu. Același lucru și la Dumnezeu. Copleșit de harul lui Dumnezeu, simți povara. Acum, dacă o simți în cazul în care se repetă păcatul, atunci e o problemă. Ai nevoie de ajutor, de consiliere sau în după... și sau de rugăciune de eliberare. Știu, mi-au scris pe Instagram, eu numai pentru asta am instagram și Facebook-ul, pen, numai pentru slujire, da? Deci nu mă interesează nimic altceva. Și mi-au scris în, în direcția aceasta, uite, mă macină, mă mustră, mă apasă, ce să fac, ce e de făcut. Înseamnă că ești viu. Dă slavă lui Dumnezeu, a spus un popă odată, a zis, noi nu îngropăm oameni care tușesc. <laughs> Înțelegeți? O, ai, tu că am probleme, mă doare inima. Nu te va îngropa popa niciodată. Înseamnă că ești viu. Da? Ai, deci, dacă, dacă, nu reușești să scapi de păcatul acela, cere rugăciune de eliberare. Și cineva mi-a scris, da, dar n-am slujitori în apropiere. Va aduce Dumnezeu momentul în care vei putea să mergi la eliberare. Ai nevoie de eliberarea lui Isus Hristos. Oricât încerc să citesc Biblia sau să mă apropii de Dumnezeu, Simt pustiul în viața mea ca și cum totul ar, totul ar fi inutil. E o perioadă de tranziție spre schimbare? Poate fi, durerile nașterii, poate fi. Dar primul lucru pe care ți-l recomand este să nu te învinovățești mai mult decât trebuie. Zice, Doamne, ascultă-mi rugăciunea să ajungă strigătul meu până la tine, nu mi-ascund de fața ta inima mi-este lovită, mi se usucă întocmai ca iarba, până și pâinea un, un, uit să mi-o mănânc. Așa de mari sunt gemetele. Deci el nici măcar nu mai putea să vorbească gemea, gemetele, că mi se lipesc oasele de carne, seamăn cu pelicanul din pustiu, sunt ca o cucuvea din dărâmături, nu mai pot dormi, sunt ca pasărea singuratică pe un acoperiș. Iată definiția depresiei în cea mai agravată forma ei, în psalmul 102. Și împărați au trecut pe unde treci tu. Nu e păcat să fie în situația asta. E păcat să persiști în ea și să nu apelezi la ajutorul care ți se oferă. Dar poate să fie și o problemă a tranziției. Unde am întâlnit uh, atitudinea aceasta și luptele astea la doamnele care s-au botezat și au soțul încă necredincios? Vin la biserică, li se prezintă Cuvântul lui Dumnezeu ideal. Domnule, așa trebuie să trăim. Se duce acasă, soțul o jignește, copilul o jignește și ea reacționează. Pe de o parte este cerința idealistă care se predică în biserică, de aia predicile mele au devenit mai realiste și nu am evitat să vă spun că mă aflu într-o oboseală cronică. Eu, de exemplu, în momentul ăsta am niște dureri de cap, îmi bubuie capul. Dacă aveți vreo pastilă, vă rog să-mi dați, deci nu știu de la ce, probabil, tot de la oboseală, da? Bun, revin, adică și zice fata aia, băiatul ăla bă, stai că ăsta nu e un extraterestru mă. Ăsta este un om care trăiește cu noi pe pământ. Ăsta trăiește, lucrez, mă duc la serviciu. Astăzi am fost la serviciu, am venit înapoi. Da? Deci și toți oamenii trec pe aici. Nu e păcat ăsta să fii în necaz. E păcat să, știu eu, să lași necazul să te conducă și să te domine. Dar cu siguranță vei ieși mult mai puternic. Și o să spun un lucru, acum nu-mi dai dreptate. Dar zici, dacă ai ști ce-i în inima mea, frate. Cum poți să spui așa ceva? Atât de puternic vei, veni în scurt, vei deveni în scurtă vreme, că tu vei deveni un consilier pentru alții. Consilier calificat. Când îi spui, am trecut pe acolo, fată. Băiete, și eu am trecut pe acolo. Uite ce am făcut. Și cu siguranță Dumnezeu te va ridica. Mulțumesc. Exact asta vreau să zic acum. Să nu-i aduceți toți medicamentele, că n-apucă să le ia pe toate. Uh. Trecem la o altă întrebare. Asta o de pe... Ia medicamente fără apă. Wow! Păcatele trebuie mărturisite la un frate neaparat Sau putem ține post și în rugăciune să mă, ne mărturisim cu sinceritate? Sunt două, doi vectori. Primul vector este vectorul comodității și al rușinii. Vectorul comodității. Zic, domnule, uh, mi-ar fi mult mai ușor să mă mărturisesc domnului pe linia asta a comodității. Dar există vectorul biblic și zice așa: Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii alt pentru alții ca să fiți vindecați. De ce trebuie să ne mărturisim în prezența unei persoane? de păi, să vă spun de ce. Dacă eu am făcut un păcat odată de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori și l-am mărturisit Domnul, ideal este să-l mărturisim Domnului și vă recomand un lucru care mi l-a spus, mi l spus un frate de 70 de ani. Mărturisiți-vă în fiecare seară. Știți ce a zis fratele Vasile Hozan? Băieți și fete, nu așteptați 20 de ani să mărturisiți un păcat. Păcatul trebuie mărturisit când l-ai făcut. În momentul în care l-ai făcut, l-ai mărturisit. Domnului, ai probleme? Mărturisește-l pastorului, da? Bun. Revin, de ce trebuie să mai fie un martor? De, pentru că așa cere Dumnezeu, tu ai uh, și tu în, uh, după jurisdicția lui Dumnezeu, trebuie să fie un martor. Și vine pârșul. Zice, părâșul oamenilor, Apocalipsa, ca, care ă, ă, capitolul 12, pe care îi păra zi și noapte înaintea lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fie un martor. Bun. Al, al doilea aspect. De ce trebuie să fie un martor? Are maturitate teologică să-ți asigure suportul emoțional și spiritual. Trei. Are autoritate din partea lui Dumnezeu să facă rugăciune de eliberare împreună cu echipa lui pentru tine. Patru. Periodic te poate întreba, draga mea, dragul meu, cum mai e cu situația aia, să știi că nu ești singură, să știi că nu ești singur, sunt cu tine, te ajut, aici sunt. Iată de ce trebuie să fie cineva. Dacă te depășește, ți, ți, greu, cere ajutor. Mergi la mărturisire, așa cere Biblia. Cel mai comod este să mărturisești Domnului. Dacă ai mărturisit Domnului și ai scăpat, gata! Dă-i înainte! Dar dacă n-ai scăpat și se repetă, ai nevoie de ajutor. Acum vine una mai profundă, o întrebare, cum îndepărtezi pe cineva din sufletul tău care te șantajează emoțional, dar tu ai sentimente pentru persoana respectivă? Ultima frază le complică pe primele două. Că dacă nu era ultima frază, era mult mai ușor răspuns. Dar ultima le complică puțin. Vorbim de o reciprocitate emoțională, Vorbim de un schimb chimic de sentimente și e mai greu. Că dacă era până la ultima frază, Iosif a trecut exact prin ce treci tu. Se trezeam fiecare dimineață, mă da cum păcătoșii să mă vândă, mă dați fratele lor! Lasă că îmi fac eu armată, îi cer eu imediat și mă duc peste ei și iar să calma. Și iar până când o zis, Doamne, eu, eu ce fac așa? Păi eu mă păgânizez. Uh, neapărat să-mi aduci și un pic de apă. Că, uh, să mă, eu mă păgânizez în felul ăsta. Am văzut-o pe sora câtă... Și zici, au ajuns. Și zici, iertați. Și zice, așa, până într-o zi în care Dumnezeu îi spune, vine vremea vindecării, când i s-a născut primul copil, cum i-a pus numele? Manase. Ce înseamnă manase? Uitare. Și după ce s-a născut pruncul, să duc în deamă, dar cum mă să mă vândă? O, o, problemă din asta te poate măcina toată viața. Toată viața. Eram, permiteți-mi, iertați-mi că sunt un pic mai diluat în răspuns, e și defect profesional, uh, vin direct de la catedră, nu m-am ațipit un pic, și -i zic unei doamne, uh, care-i povara aia care va apasă? Avea 90 de ani. De ce m-a abandonat mama și a trebuit să mă crească mătușa și unchiul să mă abuzeze la 90 de ani? La 90 de ani. Deci, trebuie să uiți agresiunea, trebuie să uiți, dar ce faci dacă deja ai sentimente pentru agresor? Nu știu. Acolo îți recomand să te duci la consiliere. S-ar putea să mai fie și alte date ale problemei care n-ai reușit să le surprinzi aici. Uh, S-ar putea să fie oare îl, uh, uh, am anumită uh, uh, simpatie pentru el, am anumite sentimente pentru el și nu iubire. Trebuie să știm dacă îl iubești sau doar uh, ții la el să îl simpatizezi. Dacă nu îl iubești, uită-l! Pentru că toată viața ta, îl vei, uh, dacă te ajungi să te căsătorești cu el și a fost agresiv cu tine, îl vei compara pe cel... Actual, să zicem că va fi soț cu bestia pe care e cunoscut-o atunci. Și atunci a zice: Ei sau bestia? Și la un moment dat vei fi tentat să-l să tratezi ca pe bestie. Cred că aici intervine și alipirea față de agresor. Deci, eu da. am cunoscut pe cineva, da. e un care... Uh, o doamnă, să nu spun altfel, o doamnă care era tot așa uh, abuzată de partenerul cu care era și trăia niște traume teribile. Dar când ea vrea să rupă legătura cu el, venea și o mângâia pe cap, drăguț, o hai, nu fi copilă, hai. și se muia. Din nou se alipia inima față de, de el. Pentru că o plătea cu chiria împreună, el cumpăra de mâncare, o mai scotea la un restaurant, dar o abuza psihic, o abuza fizic, și era, o intrat în jocul acesta alipirea față de agresor. El i-a dat sentimentul că ea nu va rezista fără el. Și atunci ea o trăiește deja acum. Trauma aceasta nu se poate despărți pentru că are sentimente față de el și totdeauna când ea vrea să renunțe, el îi aduce în față clipele minunate că o într-o zi la o înghețată și ce bun a fost înghețată de la italianul. Știi? Și atunci din nou inima se, se leagă pentru că sentimentele la dacă am putea vorbi fără sentimente, ar fi simplu, da? E exact ca și la a tăiat copacul, nu are sentimente, l-ai despicat în două și s-a rezolvat problema. Dar noi lucrăm cu cea mai înaltă monedă din Univers, Sufletul Omului. Se numește sclavie emoțională, și unii profită la maxim de ea că îți creează dependență emoțională de el. Să și în familie se întâmplă, dacă nu sunteți atenți. Aici fac un apel la uh, rațiune. Detașează-te puțin de tine însuți, însăți și încearcă să fii obiectivă. Gândește la rece. Măi, îl iubesc cu adevărat? Merită să stau lângă el? Mă onorează, mă edifică, mă simt bine, mă ajută să evoluez, dar dacă te ține ca și pe o, un cățeluș, sclavul emoțional, uh, și s-ar putea să îi placă lucrul ăsta uh, și s-ar putea să nu renunțe niciodată toată viața. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă și rugăciune. Cum pot ajuta un prieten care este afundat în depresie? exact ce vă spuneam mai devreme, vă recomand, mai ales fetelor, vă recomand să nu vă apropiați foarte mult, pentru că voi vă implicați foarte mult emoțional. Voi nu puteți aborda creierul bărbatului când este secvențial. Da? El e rațional, cam dintr-o bucată așa. Femeia e mult mai uh, complexă, da? Ei, hey, în momentul ajunge să se, să se facă transfer de stare. Azi așa, mâine o ascult păi mâine o ascult și se transferă la tine. Și nu mai ai nici tu și se transferă și depresia se poate transfera. Poposim uh, foarte mult. Nu încercați voi să ajutați. Deci, uneori, singurul ajutor și nici băieții, grijă mare. Mm, foarte mult nu poți. Arată-i că îl înțelegi, că-ți pasă de el și îi spui, frate, mă frământă, mă rog pentru tine, dar uh, o dată de două ori, a treia oară, deja, gata, uh, mă depășește. Vrei să-ți fac eu legătura cu liderul de tineret? Vrei să vorbesc eu cu păstorul? Că sunt oameni timizi, retrași, care nu au îndrăzneala să se ducă direct. Iată, cel mai mare bine pe care îl poți face, să-i faci legătura. Dar nu vă implicați foarte mult că nu aveți rezistența emoțională și nu aveți puterea psihică și nici echipamentul spiritual să-l puteți ajuta până la vindecare. Și mie îmi vine greu ca păstor, dar am echipă cu care lucrez, mai ales la rugăciunea de eliberare, niciodată nu o fac singur. O fac cu încă 5, 6, 7 bărbați. Sunt întrebări foarte bune, ei sunt captivați de răspunsuri și uite să mai dea like-uri ca să urce câte o întrebare, dar sunt multe întrebări foarte bune și în josul paginii. Puteți să mai le urmăriți și pe cele care au fost puse ulterior. Uh, a fost o întrebare, dar nu, nu mai găsesc în scapă. N-am ochelari la mine, cum spun frații în vârstă. Nu port ochelari. Uh, spunea referitor uh, la un lucru, spunea așa, am fost abuzat în copilărie, dar uh, nu pot spune, nu pot vorbi cu nimeni din pricina persoanelor implicate. Ce să fac? Uh, ci, nu pot să rămâi sclav pe viață. Problema trebuie rezolvată apelează la persoane neutre. Da, am întâlnit în slujire de cazuri din astea. Având în vedere că e ori un unchi, ori un frate. Da, frate pe soră care au agresat-o. Și atunci cere ajutor în exterior. Că ei vor fi cu o caua mică și o caua mare. Vor fi cu... Hai să mascăm să, și s-ar putea... Deci în așa fel încât nici să nu vă faceți de minune Nici să nu aruncați o cară asupra Bisericii lui Iisus Hristos Trebuie cu înțelepciune, cu frică de Domnul Să, să lucrați, dar în același timp apelea, Apelați la o persoană neutră La păstorul Bisericii, la un prezbiter care nu-i din neam da? Poate că e păstorul, s-ar putea părinții tăi să fie Părintele tău să fie păstor Sau o situație când e acolo aproape mergi în altă parte, dar nu rămânea cu problema nerezolvată. Ai dreptul la libertate în Hristos. Ai dreptul la vindecare de plină. Ai dreptul ăsta, ți-l dă Hristos și Biblia. Și ai și uh, soluția. Da. E o întrebare foarte frecventă cu foarte mulți cu care am vorbit. Mm -hmm. Mi-au pus întrebarea aceasta, așa cum ați o adresez eu uh, de-aici din întrebări. Poate fi căsnicia mea fericită dacă am trăit într-o casă în care au fost tot timpul certuri, asta e teama multora care li frică să facă pasul căsătoriei, că au istoricul din casă. Și zice, dacă eu o să trăiesc, continui povestea, episodul 2. Sau, da. da. Volumul 2. Uh, da. În casa noastră e liniște. A mea, a soției mele, a lui Ared și a lui Briana. Cei biuți? Hai la tati. Hai că văd că plânge acolo, ți doar de mine. Hai la tăticuță. Hai vin aici. Hai. Hai, iubită. Iertați-mă, nu mă numai un pic, că Așa mi-a trebuit să mă duc. Hai. E bine că o lua pastila și nu-l mai doare capul acum de ai. E... Poate vrea să răspundă la întrebări. Da. Uh, uh. Uh, vreau să vă. Uh, care era întrebarea? Mai, mai zic o dată întrebarea. Uh, dacă am trăit într-o familie. Așa, da. Se poate. În familia noastră e pace. Chiar dacă. Puncte puncte. 1. 2. O să te surprindă răspunsul. Cele mai reușite familii de pe fața pământului sunt din băiat și fată veniți din familii falimentare. Și cele mai multe din familiile care dezamăgesc, deci nu neapărat că cele mai multe din familiile care dezamăgesc sunt tineri veniți din familii unde au fost ținuți în puf, unde li s-a dat totul de-a gata, toate lucrurile au mers foarte bine și au ajuns la probleme. Deci, există în noi tendința de a face exact opusul la ceea ce am, ajuns, ce am văzut în familie. Cele mai reușite familii, repet, care excelează, sunt familiile tinerilor proveniți din familii falimentare. Și aici v-aș putea da o grămadă de exemple. Deci s-a oprit blestemul ăsta, nu mai există, părinții au mâncat agoridă și copiilor li se sterpeze dinții, nu. Avem acces la educație, avem acces la reperele iubirii, reperele iubirii nu sunt părinții, nu sunt nici bunicii, este Hristos. Zice băiatul, mie mi-a spus mire, de unde să știu cum să-mi iubesc soția? că tata a fost așa. Și îi spun, de la Hristos, Efeseni, capitolul 5, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit Hristos biserica, cum? S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească. Dragilor, nu mai fiți tributari falimentelor părinților voștri. Ieșiți de acolo, aveți toate șansele la fericire și veți fi fericiți și bucuroși și veți avea pace. Cum vă construiți familia, așa o aveți. Până să ne căsătorim, eu și soția, nu există nimic în România să fi fost publicat și să nu fi citit despre căsătorie. Este inadmisibil și am întâlnit multe cazuri. S-au căsătorit? Ați citit? No. Cum să te însori ca băiat și să nu citești o carte creștină despre căsătorie? Cum să te măriți ca fată? Să ai un pic de habar cum să te raportezi? Și ajung să divorțeze, să, să certe, da? Deci ai șanse maxime, uh, uh, bucură-te tinerii totdeauna spun, Doamne, dă-mi Tu nevasta. Nu, Dumnezeu binecuvintează ce alegi Tu. Nu Dumnezeu alege, El o singură dată o ales, că o trebuie să fabrice, ca să poată să ducă la, la Adam, da? Dar nu Dumnezeu ne alege, ci Dumnezeu binecuvintează ce am ales noi, da? s au făcut un studiu de casă, citeam săptămânile trecute, nu mă știu, e posibil să vă fi spus într-o luni seara, doi frați de corp care au avut tata Bețivan, un Bețivan notoriu și au uh, fost studiați amândoi ani de zile fără să știe că sunt studiați. Unul a ajuns boschetar și unul a ajuns mare milionar și foarte așezat în societate. Și s-au dus la fiecare și lor întrebat pe fiecare l-au întrebat, l întrebat cei care au făcut studiu. L-au întrebat pe cel care a ajuns Bețivan, i-au zis, de ce ai ajuns așa? și o zic din cauza lui tata. Păi cum? Tata a fost bețiv. Bun. Urmezi la celălalt care au reușit și o zici tu de ce ai ajuns? Cum ai ajuns milionar și ai ajuns un om respectat în societate? O zis, din cauza lui tata. Păi cum așa? Tai că a fost bețiv, da. Dar eu n-am vrut să fiu ca tata. Eu n-am vrut că învățare și prin repulsie, da? Înveți prin faptul că îți te uiți la un lucru și ți provoacă repulsie și înveți din lucrul ăla așa ceva să, să nu faci. Deci nu putem da vina pe părinți, pe... nu, noi ce semănăm, aceea recoltăm. Deci e foarte important ceea ce punem, sămânța care o punem în familiile noastre. Sunt un tânăr de 23 de ani, cu scri schizofrenie diagnosticat acum 2 ani. Sunt creștin, vreau să vă spun că îi da drumul și pe live, deci vin întrebările și de la cei de acasă care ne urmăresc. Sunt creștin de la vârstă fragedă. Nimeni nu știe afară de familie. Cum pot privi viața? Este un principiu al teologiei care se numește voia suverană a lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu. Dacă în suveranitatea lui, lui Dumnezeu a îngăduit această situație nefericită în viața ta, înseamnă că are un plan și pentru tine. Nu știu care e ăla. Schizofrenia este un diagnostic destul de greu. Probabil se gândește băiatul și în faza, și pentru căsătorie, în perspectiva căsătoriei. E greu. Așa putem vorbi de SIDA, putem vorbi de alte lucruri. Nu vă stresați cu privire la căsătorie. Avem un exemplu, prietenii mei, pe care iubesc foarte mult și au fost la noi la biserică, fratele Sergiu Nichescu s-a căsătorit cu sora Ligia, el fără mâini. Fără mâini. Și o, o doamnă, o adevărată doamnă din România, nu știu dacă nu dacă bine am informația, a fost directoarea primului McDonald's din România, din București. Și s-a căsătorit cu Sergiu și au o familie minunată, minunată. Adică și chiar dacă ai zice sau, este abia căprar, numai ce a fost de două săptămâni la noi la biserică. Are mâna toiată până la umăr, smulsă, până nu până la urmă, până la cot, smulsă la un utilaj agricol, s-a căsătorit cu o fată de la Lugoj, un înger de fată care l-a acceptat așa cum este el. Același lucru s-ar putea și în cazul tău, indiferent care e diagnosticul. Nu trebuie să disperi. Am auzit un caz care m-a șocat. Știți că noi în România avem o leprozerie la Tichilești, în Tulcea, și o fată de acolo, fără nas, fără urechi, s-a îndrăgostit de un băiat de acolo, la fel, de lepră, dar grav. Și s-au căsătorit în leprozerie și au făcut un copil o fată perfect sănătoasă. Deci și acolo iubirea lui Dumnezeu este atât de plină de farmec. Eu sunt șocat, sunt fascinat când am acum lucrez la volumul 4 de poezie, am trei volume publicate. Eu iubesc florile, natura, plimbarea, apa, lacul, norii, zăpada, soarele, toate pentru mine sunt astea e fericirea mea. Da? Și eu sunt fascinat de iubirea lui Dumnezeu Câte nuanțe are, câte nuanțe. Nu intra în panică, relaxează-te. Pentru tine, Domnul, are un plan. Special. Mai sunt două întrebări. Sunt mai multe, dar timpul deja a trecut, au trecut foarte repede. Uh, cum să scap de viciul de pariuri sportive? Vă rog, citiți și pe această întrebare. Eu, ultima frază arată uh, acutizarea situației. Dragul meu, Vreau să spun că e, e, ești într-o situație grea și îți mulțumim că ai dat glas unei patimi foarte spurcate care e întâlnită și la alți băieți de aici. Îți mulțumim pentru asta. Uh, e foarte periculoasă. Deci, pariurile sportive. Te pot urmări toată viața dacă nu fugi de urgență la păstor să ceri lucrăciune de eliberare și să-ți dorește asta de urgență. De ce? Sunt bărbați care iau banii de la salariu și îi bagă în pariuri sportive. Îi bagă acolo și îi e cumplit, e o minciună. O... Stați de vorbă cu părinții voștri care au pierdut. Părinții mei au pierdut două camioane, banii de pe două camioane la Caritas. E un fel de Caritas modern. Adică o formă demonică de a fura banii din buzunar, fără uh, să-ți dai seama. Și îi dai singur. Deci te duci tu și îi dai. De aceea, domnul Marcer a încercat să, scoată, să le scoată pe toate pe câmp. Eu sper să reușească sper să reușească e jale. și aici putem vorbi de cazinouri aparate electronice pariuri sportive loto și alte și alte și alte și alte vicii Biblia vorbește ei fetița și n-am mai putut deschide în biblie de doritorii de câștig mărșav duceți-vă acasă și scrieți pe dexo line mărșav înseamnă ipocrit, demonic, spurcat, murdar, venituri murdare. Orice venit murdar este păcat, este diabolic. Orice muncă, orice ban câștigat fără muncă, este o înșelăciune a diavolului. Fugiți de ea ca de diavolul însuși. Pariurile sportive sunt gemene și cu jocurile de noroc. Categoric. Deci, poker acum, și alte... cred că dacă cel care a scris întrebarea aceasta, în sinceritatea lui profundă care a avut-o, dar să nu ne răspundă acum. Eu sunt convins, sau poate 99%, că bagă ceva și la jocuri de noroc. Când câștigă la pariuri, bagă la jocuri, când pierde la jocuri, bagă la pariuri și invers. Deci astea merg, astea merg mână în mână. Știți cum e cu păcatul? Păcatul, zici, un singur păcat, ai locomotiva, dar restul, sunt multe legate de jocuri, de pariuri sportive, sunt legate și alte. Nu putem vorbi chiar pe online tot ce ar trebui vorbit, dar acolo lângă jocurile de noroc sunt și altele, și altele, și altele. Și... E un tren lung. Cum sunt trenurile astea care duc mașini de la Pitești? Nu se mai gata. Știți? Deci eu, o... aici e o foarte mare problemă și sinceritatea tinerului care, care o trimis întrebarea aceasta. E e maximă și există eliberare. Poți rămâne sau care vreți să mai rămâneți la final să povestiți cu Onisim, dar nu povești. Concret ne putem ruga și pentru voi la final, putem să discutăm. Și acum mai uh, pun o singură întrebare, o mai rămas aici și e foarte dureroasă. Înainte de ea, că dacă e dureroasă să ne pregătim emoțional, vorbim de adicții. Nu avem în limba română, dacă scrieți pe Google, nu vă dă. Eu am un seminar despre vindecarea adicțiilor, addiction, în limba engleză are e mult mai vast. Orice patimă sau dependență care pune stăpânire pe tine, ai foarte mare nevoie de eliberare, da? Deci aici putem să punem orice, pornografie, mașini, telefoane, orice, 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 modă și alte lucruri, da? Deci adicțiile sunt patimile, care, cu care nu vom intra în cer. Trebuie să le rezolvăm aici. Și este, este șansă, Hristos, ne iarte de orice întinăciune. Și asta ce spunea Dani, la final, după ce se termină sesiunea asta, dacă vreți să veniți să facem o rugăciune pentru voi, ne vom ruga pentru voi, și aici în față, cum vreți, chiar în timp ce se eliberează, sigur că da. Deci, chiar eu vreau să fac o rugăciune la final, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru descoperirea profetică pe care uneori mi-o dă în rugăciune. Rugăciunea pentru oameni, îi punctul meu foarte, mult mai puternic decât predicarea sau recitare. Uh, apropo de profetologia din rugăciune și din predică, uh, eu, unul și mult mai mulți din locul acesta, am văzut că ai atins lucruri cu care noi știm că le avem aici și prin uh, tot mesajul care l-ai avut, am zis, Doamne, dar... Uh, nu știu de la nimeni și le-au avut scrise acolo. Asta arată călăuzirea lui Dumnezeu un mesaj pentru seara aceasta și cred că, nu cred, sunt convins că a fost benefic pentru noi. Acum... De, de 15 ani de zile sunt în învățământ. Vă dați seama cât, câte mii de tineri au trecut, câte medii am încheiat și de 10 ani de zile fac foarte multe tabere în țară și în străinătate. Deci e vorba de zeci de mii de tineri cărora le-am slujit. Și atunci e greu să spui la 37 de ani, mi și groază să pomenesc numele de experiență, dar un pic tot faci, n-ai cum. Da? Ei, de unde mi-au mesajele? Din realitate, Dani, de pe teren din dramele oamenilor. Pentru că venim, predicăm frumos și omul pleacă cu drama lui. Și am zis, Doamne, nu, nu merită nu merită să las familia acasă. Dacă nu mă călăuzești profetic, nu mă duc de acasă, nu mă duc. Nimic nu mă interesează, nici dacă îmi dă de mâncare, că eu nu prea mănânc. Și așa, mănânc câteodată când mi-aduc aminte. Nici dacă nu dă mâncare, nici dacă nu dă apă sau pastilă, nu mă interesează. Dar să fie călăuzire profetică. Asta e preocuparea mea principală. Nu mănâncă, nu că în depresie, ci că uite să mănânc. Uite, am multe pe cap, am șantier. Da. <laughs> Bun. Mergem la ultima întrebare. Cum aș putea să rezist abuzului emoțional provocat de tatăl meu? Mi-este frică, virgulă că voi cădea iar în depresie. Uh, întrebarea asta, primită în repetate rânduri, m-a determinat imperativ să investesc în conferințe de familie. Mi-am dat seama, mergând la conferințe de tineret în străinătate, că mare parte din probleme ale tinerilor și adicții pleacă din familie și m-am văzut nevoit să investesc pe linia asta și cu ajutorul Domnului în ultimii ani chiar m-am întâlnit cu fratele Sami Muică și a zis, ai de mine cât am mers cu un avion împreună, cât de mare nevoie avem de oameni care să ne ajute, că ne depășesc situațiile. Da, aș sta de vorbă cu tatăl tău, dragi părinți care ne ajutați, aveți foarte mare grijă. Deci, pentru că părintele e cel care girează cea mai mare încredere pentru copil, după Dumnezeu, mama și tata, când mama și tata dezamăgește, copilul ăla rămâne a nimănui. Și este ținta sigură a artileriei diavolului. Este greu. Până atunci, mergi la consiliere. Dar este situație. Eu le recomand în situații de genul acesta, draga mea, dragul meu, Gândește-te că părinții te-au trăit pe timpul lui Ceaușescu. N-au avut acces la cărți, Nu au avut acces la conferințe de tineret, Nu au avut acces la multe lucruri. În momentul în care migrezi spre milă și înțelegere, da? Deja începi să te rogi pentru părinții tăi. Dacă rămâi în zona de judecată, rămâi și tu cu problema și nici el nu se schimbă niciodată. Dar dacă migrezi în zona de milă și zici, îmi pare rău, mă, îți dai seama că părinții mei nu au fost la nicio conferință de familie, îți dai seama că ei nu au fost la nicio. Ce conferință de tinere să meargă? Ei nici nu erau unii dintre ei, nici nu erau pocăiți. De vârsta voastră, când erau, erau bețivani, drogați, ultrași pe la poli. Bine că a intrat în parlament. Nu vreau să intru în detaliile astea, să intru în conflict cu cineva, dar ca idee. Și acum ei sunt părinți. Ei multe lucruri învață de la voi, iertați-i, vă rog să fiți foarte calți cu părinții voștri. Foarte multe lucruri și greșeli le fac știință, nu le știu. Învățați-i voi. Cumpărați cartea asta, spui, mami, tati, am cumpărat o carte, cred că ai putea și tu, hai să o citim împreună. Și uh, încet, încet, prin educație, dragilor, noi, Biserica Pentecostală, avem o mică problemă aici, la capitolul uh, educației și a cultivării. Suntem mulți frați, dacă la foame care o aveam la 12 ani, aveam cărțile de astăzi, eram departe. Așa, slavă Domnului totuși pentru toate. O, o tăcut și o trecut. E nouă și un sfert aproape, dar simt să facem ceva. Vreau să fac câteva anunțuri și vreau să ne rugăm. Cei care se grăbesc să plece, pot să plece. Vreau să ne rugăm, în rugăciunea aceasta vom și mulțumi, dar vreau să spun dacă e cineva care vrea să ne rugăm pentru el, vreau să ne rugăm toți și dacă e cineva care vrea să vină în față, nu te obligă nimeni, dar dacă e și vrei să se roage Onisim și noi care suntem aici să ne rugăm împreună pentru tine, pentru stările prin care treci, prin, pentru apăsarea prin care treci, în timpul rugăciunii, în timp ce ne rugăm toți, vină în față și ne vom ruga pentru tine ca Domnul să te elibereze, Domnul să-ți ridice povara sufletului. Să știți, durerea sufletului nu se ridică cu niciun medicament, dar e ceva ce ridică, mâna lui Dumnezeu. De aceea, în rugăciune, vom apela la Dumnezeu în seara aceasta ca Domnul să atingă generația tânără.